Continuăm previziunile astrale pentru duminică. Balanță, nevoia de dreptate nu ți este de folos. Duce la complicații în cuplu și în familie. Ți-ar fi de folos mai multă deschidere sufletească față de toți cei din jur. Scorpion, vei reuși să te împaci cu timpul, cu durata necesară pentru a remedia anumite lipsuri sau pentru a ajunge la o formă de reușită pe care ți-o dorești foarte mult. Săgetător, este posibil să treci prin stări foarte diferite, chiar extreme, mai ales în relația cu cineva drag. Dacă vei fi suficient de atent, te vei opri la timp înainte să strici ceva. Capricorn, îți îndrepți atenția asupra familiei cu tot ce înseamnă acest lucru. Este esențial să ai o atitudine constructivă, indiferent ce ai de gând. Vărsător, e nevoie de mai multă atenție în tot ce faci, dar în special în discuții, deplasări sau în contactul cu persoanele care te provoacă întotdeauna. Pești. Șansa e de partea ta acum și e suficient pentru moment să știi acest lucru ca să temperezi grijile, justificate sau nu provocate de situația ta financiară. Acestea au fost previziunile astrale pentru duminică. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!